Frumusețea în dar, de Marius Ghidel, pagina 96. La ieșirea din trup, conștiința ta, care știe cum trebuia să fii și nu ai fost, te judecă implacabil și te vei duce singur în locul pe care îl meriți. Și atunci vei vedea ce imens de important era să iubești fără motiv și să te dăruiești cu totul oamenilor. Pentru asta ai venit pe pământ, să oferi cât mai multă dragoste, nu pentru a primi. Nu ai nevoie să fii iubit, ci doar să iubești, pentru că tu ai în tine toată iubirea lumii. Îți trebuie doar să dăruiești, nu să primești. Ca să menții viața, trebuie să dai mai mult decât ai primit. Când dai, ție îți dai. Viață, viitor, sănătate și timp. Dar oamenii de obicei nu vor să predea puterea Domnului. Vorbesc despre lucruri. Le stă frică să lase puterea și să renunțe definitiv la controlul vieții lor. Dacă ar face asta, s-ar elibera de egoism, adică de diavol. Te lepezi de satana, adică de egoism. Îți dai seama că atunci când noi luptăm, ne apărăm, de fapt, îl apărăm pe diavol? Ființa divină este numai iubire și nu are un opus. Ea renunță imediat la sine pentru celălalt, să te abandonezi complet. Când devii gol de tine, tu ești una cu Universul și cu Dumnezeu. Când, de fapt, greutatea vieții și opoziția care ne vine de la ea, este ca să ne desprindă și să ne scape odată de eu. Suferința este mântuitoare. Avem nevoie de ea ca să ni se purifice Duhul. Omul caută mântuirea, adică el caută suferința. Atunci unde e răul în lume? Acolo este durerea. A fost înainte un atașament exagerat de valorile umane. Deci e drept și divin ceea ce ni se întâmplă. Ni se curăță sufletul continuu. Suntem înfrânți cu forța prin oameni, neplăceri și boli. Lipsa egoului ne dă viață, viitor și timp și ne îndeplinește orice dorință. Când faci totul pentru apărarea trupului, pierzi sufletul. Interesul personal de mai mult decât ai nevoie te ucide. Bolile vin de la umplerea cu egoism, trufie, mândrie și orgoliu, care îl dă afară pe Dumnezeu din inima noastră și nu mai are loc unde să vină energia care susține viața și ne dă sănătate și împliniri. Că sănătatea și fericirea sunt prezența lui Dumnezeu. Dacă El nu este cu tine, tu nu mai ești sănătos și nimic nu reușești. Când nu cauți plăcerile, Domnul este cu tine. Înfrânarea este prezența Lui. Cât de mult te înfrânezi în fiecare zi, atât de prezent este El în viața ta. Puterea Lui de a te ajuta este puterea de a te înfrâna. Fericirea și împlinirea în viață ține numai de puterea ta de abținere și renunțare la sine pentru ceilalți, de puterea de a te preda pe tine, de a fi supus ca o cârpă. Cu cât ești mai umil, cu atât mai mare va fi iubirea ta și prezența și implicarea Domnului. Și când dragostea pleacă, trebuie să fim scăzuți cu forța prin necazuri și boli. Boala este respingerea iubirii. Omul care nu poate să spună te iubesc, care nu poate să aprecieze, să mulțumească, să permită, să fie recunoscător, este deja mort. Din viață nu ne rămână decât renunțările la egoism și faptele de iubire. Am venit aici pentru a primi greutăți și suferință, pentru că numai acestea ne pot scădea egoul așa de mult încât în spațiu gol rămas să coboare miracolul, fără de care nu putem împlini nimic în viață. Caută greutățile, nu fugi de ele, pentru că au puterea imensă de a te scăpa de egoism și orgoliu. Îți salvează viața, îți purifică sufletul. Trebuie tratat sufletul întâi și atunci trupul se vindecă. Boala este doar faza de curățare a Duhului. Dacă tratezi trupul fără purificarea sufletului, atunci
Boala urcă la nivel superior de avertisment și se va transforma într-una și mai grea. Durerea este doar un semnal de alarmă și se referă la suflet, nu la trup. Este presiunea pe care o resimte duhul datorită unui prea mare egoism și a unei dorințe de câștig pentru sine prea mari. Fiind plin de eu, nu mai are loc unde să coboare divinul. Și fără el, orice necaz mi se poate întâmpla, pentru că sistemul imunitar scade. Și așa pornește suferința. Soluția este înfrânarea pe toate direcțiile de atașament. Boala ne arată că suntem prea atașați de viață și de fericirile ei. Avem prea mult eu și prea puțin Dumnezeu. Retragerea ne salvează de toate și vindecă și situațiile de viață, pentru că ele sunt legate de cum este sufletul tău. Din afară ne vine ceea ce este în noi. Deci când vindeci sufletul, se vindecă și trupul, dar și viața ta, și cei dragi ție cu care ești legat, și trecutul, dar și viitorul. Pentru că în fundal suntem una cu toții. În suflet, trecutul este una cu prezentul și viitorul. Trupul urmează sufletul ca o umbră. Și a te vindeca înseamnă a te micșora. Cu cât te detașezi mai repede de ceea ce prețuiești tu mai mult, cu atât mai repede te vindeci. Dacă nu te schimbi tu în interior, niciun medicament nu te va ajuta. Greșeala este în faptul că facem totul pentru partea cea mai mică, pentru trup și spirit, și nimic pentru suflet, și de aceea pierdem cantități mari de energie vitală. Adică punem prea mult preț pe ceea ce are cea mai mică valoare, pe aspect, pe înfățișare, pe exterior, pe trup și spirit, pe valorile umane și instincte ori simțuri, pe latura animalică a noastră, pe imagine și superficial. Și toate acestea înseamnă pierdere de viață. Și când depășim linia subțire și roșie, cine ne mai poate salva? Cu cât depind mai puțin de satisfacțiile și fericirile vieții, cu atât mă desprind mai mult de ele, cu atât mai mult vor veni ele spre mine. Cu cât nu cauți viața, cu atât mai multă viață primești. Când nu mai cauți plăcerile simțurilor și te dezlipești de valorile umane, cu atât mai sănătos și împlinit ești. Acesta este secretul. Când ești gol de tine însuți, atunci Domnul este cu tine și îți poate împlini orice dorință. Trebuie să ajungi jos de tot în vale, acolo unde Dumnezeu este, și să fii de același fel ca El, la fel de umil, pentru ca miracolul să pornească. Când mergi spre mai mult, spre lume, nu mergi spre Domnul și te opui Lui, dar atunci vei suferi, pentru că îți tai legătura cu El și pierzi astfel energie vitală. Rămâi cu ce ai în rezervor. Numai când nu mai vezi niciun rău în lume și niciun vinovat, numai atunci ești cu adevărat liber de tine însuți și iubești totul în mod egal, fără să faci diferență. Numai cel ce s-a lepădat de tot interesul propriu și de voia sa poate gusta învățătura și să-mi audă cuvântul. Dar cine caută nimicul, găsește nimicul. Cine poate să îl plângă? A găsit ceea ce a căutat. Aceasta este cea mai mare fericire. Să nu mai ai orgoliu și răutăți. Acesta este raiul. Când nu mai condiționezi oamenii viața, când nu mai ești nemulțumit de nimic și absolut de înfrânt cu inima și nu te mai interesează nimic pentru tine personal. Când te aperi, când îți aperi ego-ul, atunci cazi din rai. Criticile tale taie legătura cu Dumnezeu și opresc energia iubirii. Cu cât nu mai dorești fericirea umană, cu atât mai multă fericire primești. Dar nu vei mai fi atent la ea și te vei ține la distanță, pentru că te vei duce spre lume, te vei
atașa și așa începe iară suferința. Trebuie păstrat un spațiu între tine și viață. Nu te arunca imediat spre ea.